Bună seara, bine v-am regăsit la briefingul de presă organizat după ședința de guvern. Înainte de a vă prezenta deciziile pe care astăzi guvernul Nicolae Ciucă le-a luat, aș dori să îi urez bun venit și să o rog pe colega mea, doamna consilier de stat Mădălina Turza, din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, să vă ofere o serie de detalii despre operaționalizarea, despre punerea în practică a programului dedicat copiilor în sensul oferirii de asistență psihologică. Doamna consilier de stat, vă rog. Vă mulțumesc frumos! Bună seara, doamnelor și domnilor! Vin astăzi în fața dumneavoastră cu o veste bună și cu încă o promisiune îndeplinită în legătură cu Programul Național de Suport pentru Copii din Grijă pentru Copii. Am vorbit de-a lungul timpului despre numeroasele măsuri care s-au implementat în cadrul acestui program. Astăzi vreau să vă anunț în mod oficial despre îndeplinirea unei măsuri mult așteptate de comunitatea de părinți și copii din România. Vineri 25 noiembrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea de guvern privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile în care copiii se pot înscrie în acest program. Cu alte cuvinte, în foarte scurt timp, cele peste 70.000 de ore de terapie, consiliere psihologică, sprijin psihoterapeutic pentru copiii din România vor fi disponibile în mod gratuit. Aceasta este una dintre componentele importante ale Programului Național din Grijă pentru Copii, care a fost adoptat în anul 2021 și care acum, iată, devine realitate. Aș vrea cu voia dumneavoastră să detaliez în mod concret pașii prin care copiii pot ajunge la aceste tipuri de terapii și cum se pot înscrie practic în program. În primul și în primul rând, cine poate observa sau sesiza nevoia de sprijin psihologic a copilului? Părintele, profesorii din învățământul preuniversitar, asistenții sociali, asistenții medicali comunitari, mediatorii școlari sau experții locali pentru persoanele aparținând minorităților rome. Deci oricare dintre aceste persoane, inclusiv părintele, se poate autosesiza și poate observa că este ceva în neregulă cu copilul lui. Acesta e pasul numărul 1. Pasul numărul 2 ar fi acela în care părintele, să spunem în cazul cel mai simplu și mai clasic, sau reprezentantul legal, merge la medicul de familie, la un medic școlar, la medicii de psihiatrie pediatrică sau la consilierul școlar, care emite o recomandare. O simplă recomandare, deci nu trimitere a ceea ce noi înțelegem din sistemul medical în mod clasic. O recomandare pentru evaluarea psihologică în vederea intrării sau nu a copilului în program. Pasul numărul 3 este acela de a selecta un psiholog. Deci după ce am recomandarea de la medicul de familie, medicul psihiatru, medicul școlar sau consilierul școlar, merg la școală, la conducerea sau administrația școlii sau efectiv întreb medicul de familie care este lista de psihologi disponibili în județul sau localitatea respectivă în care eu mă aflu, disponibili să evalueze și să lucreze cu copilul. Pasul numărul 4 este evident întâlnirea cu psihologul ales, evaluarea pe care o face psihologul și dacă se stabilește nevoia de intervenție, atunci copilul intră în programul terapeutic. Toate aceste ședințe vor fi puse la dispoziție gratuit pentru copii, iar psihologii care fac parte din Colegiul Național al Psihologilor din România și care trebuie să fie acreditați și licențiați să funcționeze în acest program, vor fi decontați cu sprijinul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Pentru că, evident, în spatele acestui program destinat copilului există niște costuri substanțiale.
Cam acesta este traseul pe care l-are de parcurs un părinte, un copil, pentru a se putea înscrie în acest program de terapii gratuite puse la dispoziție de Guvernul României în contextul Programului Național din Grijă pentru Copii. La final, aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă a celor mai importante măsuri din program care s-au implementat și ce mai avem de implementat până în acest moment. În primul și în primul rând vorbim de numărul unic pentru copii, numărul 119, pentru copii neglijați, abuzați, exploatați, despre care am convingerea că știți deja. Apoi vorbim despre alerta copil dispărut, RoAlert, care este iarăși funcțională, așa cum știți. O a treia măsură din Programul Național din Grijă pentru Copii, care există în realitate, este platforma dingrijapentrucopii.gov.ro, unde acolo atât părinții cât și profesorii sau alți specialiști și copiii înșiși pot găsi materiale și informații relevante pentru sănătatea psihoemoțională a copilului și siguranța lor. Iată, astăzi vorbim despre cele 70.000 de ore de consiliere psihologică, ședințe, de fapt, de consiliere psihologică sau psihoterapie care devin realitate. Și o ultimă măsură care iarăși funcționează în acest moment, v-am povestit despre cel mai performant sistem de criminalistică informatică aflat în dotarea Poliției Naționale pentru depistarea pedofililor și a prădătorilor sexuali online. El funcționează la nivelul Poliției Române și deja produce rezultate. În curs de implementare mai avem rețeaua de camere de ascultare a copiilor victime ale diferitelor tipuri de infracțiuni, în sensul în care, la nivelul fiecărui inspectorat județean de poliție din țară, se înființează o cameră de ascultare unde copiii victime nu vor fi neapărat audiați de polițiști, ci de o echipă de consilier psihologic, psiholog, asistent social și este un întreg proces pus la cale acolo. Până în prezent vorbim de 28 de camere, astfel de camere puse în funcțiune în 28 de județe, urmând ca până la începutul anului viitor toate județele din România să aibă astfel o cameră de ascultare pentru copii la nivelul inspectoratelor de poliție, acolo unde de regulă sunt ascultați copiii. Acestea sunt principalele măsuri mari din Programul Național din Grijă pentru Copii, care are un buget total de aproximativ 6 milioane de euro și care, în scurt timp, în jurul jumătății anului viitor, va ajunge la final. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc și eu, doamna consilier de stat, Mădălina Turza, pentru prezentarea progreselor înregistrate în implementarea acestui program pe care îl coordonați. Dacă nu aveți, cel puțin pentru moment, întrebări, colegii de la comunicare, echipa doamnei consilier de stat, vă stau la dispoziție ulterior pentru eventuale detalii. Încă o dată, mulțumim foarte mult pentru participare. Revenind la agenda ședinței de guvern de astăzi, aș vrea să fac câteva referiri la o serie de domenii importante. Voi începe cu cel al energiei. Astăzi, guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și modificarea unor acte normative. Acest act normativ va contribui la îndeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră, într-un mod cât mai rentabil, cu mixurile energetice, cu capacitatea specifică de producere a energiei din surse regenerabile de care țara noastră dispune. În plus, pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru următorii ani, până în 2030, se accelerează implementarea proiectelor de investiții care sunt realizate prin finanțarea prevăzută prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 6, respectiv componenta energie. Prin același act normativ, ordonanța de urgență stabilește scheme de sprijin pentru energia din surse regenerabile, stabilitatea sprijinului financiar, calcularea ponderii energiei din surse regenerabile, precum și o procedură de notificare simplă pentru acordările la rețea a instalațiilor, alături de adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în sectoare precum transporturi, prosumatori sau comunități de energie din surse regenerabile. În același domeniu, așa cum a anunțat la debutul ședinței de guvern, premierul Nicolae Ciucă, guvernul a aprobat
hotărârea pentru a proba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu rectificat. De mare interes pentru cetățeni, probabil va fi programul privind creșterea eficienței energetice, înlocuirea becurilor convenționale uzate cu becuri LED în valoare de 400 de milioane lei, așa numitul program Rabla pentru becuri, potrivit căruia cetățenii români vor primi un voucher pentru înlocuirea becurilor convenționale din locuință cu becuri cu LED noi, mai performante din punct de vedere energetic. Scopul principal al programului vizează reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în locuințe pentru utilizatorii casnici. În privința comunităților, sunt alte 500 de milioane de lei, reprezentând credite de angajament, care vor finanța programul privind iluminatul public stradal, mai exact lămpi cu LED, în timp ce, prin administrația Fondului pentru Mediu, vor fi derulate două noi programe de finanțare prevăzute în cadrul PNRR, respectiv programul Prima Conectare, dedicat sprijinirii conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și canalizare, și programul de finanțare a instalațiilor de reciclare a deșeurilor, care vizează construirea de astfel de instalații pentru a atinge obiectivele de reciclare din pachetul de economie circulară. Tot astăzi, Guvernul a decis prin hotărâre alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția sa, prevăzut în bugetul de stat în anul în curs, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Sunt 140 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară al acestui minister, care va finanța schema de sprijin prevăzută în Ordonanța de Guvern 36 din 2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației. O schemă de sprijin care decontează achiziția de cărbune, păcură și biomasă realizată în perioada octombrie 2022-martie 2023 și care se întinde pe 2 ani financiari. Această valoare de 140 de milioane de lei ia în considerare valoarea cea mai mare achiziție de cărbune, păcură și biomasă realizată înainte de începerea sezonului rece pentru a avea astfel stocurile necesare. Ținând cont de perioada rămasă până la finalul acestui an, dar și de procedurile birocratice care presupun implementarea măsurii, dacă nu va fi consumată întreaga sumă alocată, cei 140 de milioane de lei, prin proiectul de hotărâre care a fost astăzi aprobat, se propune ca sumele rămase neutilizate să fie restituite la bugetul de stat în conformitate cu legea. Tot astăzi, ordonanța de urgență aprobată de Guvern modifică și completează actul normativ care vizează concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Câteva dintre elementele de noutate ale acestui act normativ, care transpune integral în legislația noastră Directiva Europeană 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Aceasta introduce la nivel european standardele minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul îngrijitorilor. Câteva exemple legate de modificările sau completările pe care noua ordonanță de urgență le aduce. Extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin o lună la cel puțin două luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale. Majorarea nivelului de venituri supuse impozitului, ce poate fi obținut de părinte în cursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, de la 5 la 8 indemnizații pentru creșterea copilului în cuantum minim, respectiv de la 6.500 de lei la 10.512 lei. De asemenea, prin noul act normativ, sunt recalculate cuantumurile indemnizației în cazul obținerii unor venituri suplimentare în perioada de la îndeplinirea de către copii la vârste de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, alături de suspendarea sau încetarea plății indemnizației în cazul în care certificatul de încadrare cu un anumit grad de dizabilitate expiră în perioada concediului de creștere a copilului. Aș adăuga aici introducerea concediului și a indemnizației de acomodare pentru părinții adoptatori, ca perioada asimilată pentru dobândirea dreptului de concediu pentru creșterea copilului și la indemnizație. De asemenea, ordonanța prevede că atunci când persoanele care realizează în aceeași lună venituri atât în țară cât și în statele Uniunii Europene care aplică regulamentul 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar fără a suprapune perioadele de activitate, să se ia în calcul la acordarea dreptului de concediu pentru creșterea copilului și indemnizației sumele obținute în ambele țări. În plus,
Tot astăzi, Guvernul a decis suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil, respectiv 50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil. Este o măsură care se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil. Aceste sume nu pot fi mai mici decât 1314 lei, este o valoare fixă pe care în prezent mamele de gemeni tripleți sau cu sarcini suprapuse o primesc. Suma obținută ca rezultat al înmulțirii cu 2,5 a acestei valori, indicator social de referință, având o valoare de 525,5 lei, așadar totalul este de 1314 lei. Noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2023, mai puțin cele care vizează majorarea de la o lună la două luni pentru perioada de netransferabilitate între părinți, care se aplică pentru cererile depuse începând cu 1 ianuarie 2023. Aș vrea să continui cu alte câteva repere privind deciziile luate astăzi. Este vorba de hotărârea de guvern privind aprobarea strategiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV-SIDA pentru perioada 2022-2030. După o perioadă foarte lungă de timp, România are o astfel de strategie realizată la inițiativa Ministerului Sănătății și aprobată astăzi în ședință de guvern. Prin acest document e stabilită politica sectorială a Ministerului Sănătății în ce privește elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor de intervenție în supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV-SIDA. Sunt 5 piloni principali, precum prioritizarea intervențiilor de prevenire, utilizarea testării HIV ca poartă de intrare în tratament, accesul universal la tratamentul cu antiretrovirale ARV ca modalitate de prevenire a noilor infecții cu HIV, respectiv asigurarea unui mediu propice pentru coordonarea și implementarea răspunsului național la HIV-SIDA. În domeniul cercetării, aș vrea să vă anunț că Guvernul a aprobat hotărârea privind programul ARICOANDA, prin care se finanțează participarea elevilor și studenților la competiții tehnico-științifice internaționale, prin acordarea de burse de cercetare, dezvoltare și premii pentru recunoașterea performanței. După cum știți, în acest an, Guvernul a susținut în egală măsură atât inițiativele care încurajează performanța în educație, cât și reducerea gradului de abandon școlar, încurajarea copiilor să meargă la școală și să învețe. Sunt cele două abordări care împreună stimulează atât performanța, cât și valorifică potențialul copiilor noștri care trebuie să aibă acces la servicii educaționale. Revenind însă la programul ARICOANDA, valoarea unei burse de cercetare dezvoltare din cadrul acestui program va fi de până la 100.000 de lei pentru fiecare echipă și este destinată de contării cheltuielor de cercetare, dezvoltare și deplasare la competițiile tehnico-științifice internaționale. În plus, elevii și studenții care vor obține locurile 1, 2 sau 3 la aceste competiții internaționale vor beneficia de premii după cum urmează. Repet, subliniez de fapt, valoarea premiilor pe care Guvernul le-a aprobat astăzi și care vizează recunoașterea performanței echipelor de bursieri se raportează la fiecare participant. Așadar, pentru premiul 1, valoarea este de 15.000 de lei per participant, pentru premiul 2, 9.000 de lei și pentru premiul 3, 6.000 de lei. O altă hotărâre de guvern aprobată astăzi și care vizează programul de granturi pentru cercetare, dezvoltare și inovare, grantul pentru tineri cercetătorii Regele Carol I, asigură o flexibilizare, o claritate a procesului de acordare a acestui grant, făcându-l operațional complet și actualizând valorile acestor granturi pentru a deveni atractive pentru studenți. O să vă ofer și câteva repere în acest sens pentru laureații la Olimpiade Internaționale: 6.000 de euro pe an pentru medalia de aur, premiul întâi, de la 4.000 de euro actual, cum era înainte de decizia de astăzi a Guvernului, de la 3.500 de euro la 5.500 de euro pe an pentru medalia de argint, respectiv premiul 2, și 4.500 de euro pe an pentru medalia de bronz, față de 3.000 de euro valoarea anterioară. Pentru laureații la Olimpiadele Naționale, 4.000 de euro pentru medalia de aur, față de 3.000 de euro valoarea anterioară, 3.500 de euro pe an pentru medalia de argint sau pentru premiul 2, față de 2.500 de euro varianta anterioară, și pentru medalia de bronz, respectiv premiul 3, 3.000 de euro pe an, mărit de la 2.000 de euro varianta anterioară.
De asemenea, sunt măriri de câte 1.000 de euro și pentru valoarea premiilor acordate pentru mențiuni, atât pentru olimpiadele internaționale, cât și pentru olimpiadele naționale. În plus, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală, s-a dublat valoarea premiilor la 1.000 de euro pe an pentru fiecare participant la grant, de la 500 de euro anual. În același domeniu, v-aș semnala și reaprobarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivului de investiții Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, cunoscut mai degrabă sub numele de LINP, un act normativ care vizează reaprobarea acestor indicatori pentru un proiect important implementat de Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, aflat în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. În primă lectură a fost prezentat textul ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Forma finală o vom prezenta în detaliu în momentul în care ea va fi și aprobată ca atare în Guvern. Acestea ar fi, practic, printre cele mai, spunem, importante lucruri decise astăzi în Guvern. Desigur, dacă vă pot sta la dispoziție cu alte elemente, cu răspunsuri la întrebări, vă rog. Bună seara! Astăzi a apărut informația că salariile demnitarilor vor crește începând cu 1 ianuarie 2023. Să ne spuneți, în primul rând, care este poziția Guvernului față de această informație? Pot să vă spun că din toate datele pe care le am la nivelul Guvernului, nu doar că nu se va întâmpla, nici nu există intenția să aibă loc acest lucru. Au mai existat periodic diverse speculații pe această temă. Nu există această intenție, iar demnitarii din România vor avea, cel puțin potrivit datelor oficiale pe care le dețin, și nu am elemente care să justifice semne de întrebare în acest sens, nici în cunoscuta ordonanță Trenuleț nu sunt astfel de elemente. Din potrivă, există, după cum bine știți, o orientare extrem de așezată în cumpătare și buna cântărire a modului în care sunt cheltuiți banii publici în Guvernul României. A existat și acea decizie încă de la jumătatea anului de reducere a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 10%, o decizie a premierului care s-a aplicat la nivelul întregului guvern și, dacă doriți, în aceeași logică a cumpătării, cu siguranță demnitarii sunt cei care pot să ofere un astfel de exemplu și, din această perspectivă, nu există intenția și nici susținerea pentru ca guvernul să treacă la o astfel de decizie. Ca atare, salariile demnitarilor, așa cum sunt ei definiți în sensul legii, rămân la nivelul anului acestuia. În urmă cu puțin timp a fost publicată în transparență ordonanța Trenuleț. A fost discutată în ședința de guvern, a apucat să se discute măcar puțin despre această ordonanță? Ordonanța nu s-a aflat pe agenda ședinței de guvern. Ea este, așa cum este și normal, postată pe site-ul Ministerului de Finanțe pentru consultare, pentru dezbateri pe această temă și, din datele pe care le am, inclusiv textul acestei ordonanțe Trenuleț confirmă faptul că salariile demnitarilor din România nu se vor mări anul viitor. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Madalina Chițu, Televiziunea Română. Astăzi, Guvernul a decis noi reglementări în ceea ce privește energia regenerabilă, iar deciziile luate vin un pic în contradictoriu cu ceea ce a decis Parlamentul. Și aș vrea să vă spun de faptul că se vor impozita doar veniturile fără a se ține cont că vorbim de energie regenerabilă sau nu. Cum sunt un pic, se contrazic cele două decizii? Dacă doriți o abordare tehnică a acestor chestiuni, cu siguranță Ministerul Energiei este pregătit să vă ofere mai multe detalii. Ceea ce pot să vă spun este că la acest moment, Guvernul, practic, a luat o decizie care, până la urmă, nu face altceva decât să ajute România să-și îndeplinească obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră și să permită, de asemenea, accelerarea implementării proiectelor care vizează investiții finanțate din componenta 6 energie din PNRR. Dar, desigur, ar putea fi verificat aspectul pe care noastră îl semnalați și să vedem în ce măsură se confirmă
și vă putem prezenta un punct de vedere tehnic consolidat, dacă doriți. Și aș mai avea o întrebare legată de întâlnirea pe care astăzi, una dintre întâlnirile pe care astăzi premierul le-a avut aici la guvern. Vorbim de întâlnirea cu omologul său din Republica Moldova. A luat final această întâlnire? Care sunt concluziile? Care au fost principalele teme de discuție? Motivul pentru care am decalat briefingul de presă la finalul ședinței de guvern este exact legat de întâlnirea pe care domnul prim-ministru Nicolae Ciucă a avut-o cu doamna prim-ministru Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova. Și pot să vă confirm nu doar că întâlnirea s-a încheiat recent, dar și că a fost una foarte bună. După cum știți, Republica Moldova contează pe sprijinul pe care țara noastră îl acordă și din perspectiva ajutorului concret de care cetățenii Republicii Moldova au nevoie, fie că ne raportăm la gaze naturale, la energie electrică, la lemne de foc, la sprijin acordat infrastructurii, dar și la sprijinul pe care țara noastră de asemenea îl manifestă deschis la toate nivelurile în privința sprijinirii cauzei pro-europene pe care Chișinăul la rândul său o susține. Republica Moldova are nevoie de solidaritate în această perioadă. După cum bine știți, agresiunea militară rusă ilegală din Ucraina a declanșat nu doar o tragedie la granițele noastre, dar a afectat extrem de mult și Republica Moldova, care a trecut recent și prin situații delicate generate de lipsa curentului electric, motiv pentru care, în bună parte, chiar și la momentul la care vorbim, Republica Moldova contează pe sprijinul României în aprovizionarea cu energie electrică și acest lucru este cunoscut nu doar la București și la Chișinău, și în rândul partenerilor noștri. De asemenea, sunt o serie întreagă de alte proiecte de infrastructură pe care țara noastră le derulează și va continua să le deruleze tocmai pentru a veni în sprijinul Republicii Moldova. Și aceste aspecte economice de solidaritate, dar și de susținerea cauzei Republicii Moldova s-au numărat printre subiectele pe care premierul Nicolae Ciucă le-a abordat cu doamna prim-ministru Natalia Gavrilița în cadrul întâlnirii care s-a încheiat în urmă cu câteva minute. Puteți să dați câteva exemple ce alte proiecte? La acest moment n-aș vrea să dau astfel de elemente. După cum știți, au existat încă din urmă cu câteva luni discuții legate de necesitatea de a fluidiza traficul produselor, bunurilor și serviciilor, dar și al oamenilor pe ambele maluri ale Prutului. Sunt proiecte care vizează și conectarea Republicii Moldova alături de gazoductul Iași-Ungheni și prin alte forme de arhitectură de conexiune care să permită României să facă mai mult decât deja face la acest moment pentru cetățenii Republicii Moldova. Iar premierul Nicolae Ciucă, după cum bine știți, și-a asumat public și tranșant acest angajament ca România să fie cât se poate de mult solidară cu Republica Moldova, mai ales în această perioada atât de complicată în care fiecare sprijin contează. Mulțumesc. Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Joi seara, guvernul a anunțat că s-a înțeles cu partenerii sociali, patronate și sindicate în privința salariului minim brut, 3.000 de lei cu 200 de lei neimpozitați. La scurt timp, chiar joi seara, patronatele au spus că nu este așa. Astăzi și Consiliul Național al IMM-urilor a spus că din perspectiva acestei organizații discuțiile nu au fost finalizate și solicită guvernului reanalizarea nivelului salariului minim brut. Întrebarea este, guvernul a mințit în comunicatul de joi seara și dacă va mai avea loc o reanalizare a nivelului salariului minim brut de la 1 ianuarie 2013, așa cum solicită ca să imenurile. Răspund direct la întrebarea noastră, guvernul nu a mințit. E adevărat însă că în cadrul dialogului social care se poartă cu partenerii, fie că ne referim la sindicate, fie că ne referim la patronate, și au existat în cel puțin în cursul acestui an foarte multe runde de discuții, nu doar bazate pe salariu minim sau pe alte elemente punctuale aflate pe agenda guvernului sau pe agenda partenerilor sociali, dar au fost foarte multe situații în care
împreună, mai ales în această perioadă extrem de complicată, guvernul și partenerii sociale au analizat situațiile care ne-am confruntat și au venit împreună cu soluții care apoi au fost implementate și au funcționat foarte bine în economia românească, pe care o vedem aflată pe plus, în creștere, în pofida perioadei extrem de complicată pe care o traversăm. Ca să revin însă la întrebarea dumneavoastră în completarea răspunsului meu, că guvernul nu a mințit, aceste discuții continuă și pe măsură ce ele vor prinde contur, probabil că toate aceste pachete de dialog vor deci fi concretizate. Deci nu e bătut în cuie salariul minim de 3.000 de lei de la 1 ianuarie cu 200 neimpozitați, pentru că măsura apare și în ordonanța Trenuleț publicată în această seară. Guvernul a anunțat la finalul întâlnirii lucrurile care sunt fixate și stau la baza următoarelor discuții. Sigur că opiniile publice pot să fluctueze, pot să genereze diverse interpretări, dar la masa dialogului, în momentul în care vor fi revenit toate părțile, cu siguranță toate aceste elemente vor fi armonizate. IMM-urile au solicitat o nouă noi negocieri pe marginea salariului minim brut. Guvernul României este deschis la discuții, astfel de formate de negocieri continuă, astfel încât în momentul în care se așează toate etapele de discuții într-un format agreat de către toată lumea, cu siguranță aceste elemente vor fi clarificate. Mulțumesc. Sunt interese, am văzut cu toții că sunt interese care au nevoie de armonizare și între sindicate și patronate, și între sindicate și guvern, și între patronate și guvern. Tocmai de aceea este un astfel de format de discuții, pentru ca prin dialog toate părțile să înțeleagă varianta realizabilă, ideal fiind să fie cât mai aproape de ceea ce își dorește fiecare. Este obligatoriu acordul sindicatelor și patronatelor pentru stabilirea salariului minim brut? Consultările sunt necesare. Responsabilitatea aparține guvernului și este unul dintre motivele pentru care guvernul a și anunțat aceste discuții, sigur. Și vă și spuneam că astfel de consultări sunt extrem de utile și vor continua de ori de câte ori va fi necesar. În acea ordonanță Trenuleț se arată o creștere a salariilor bugetarilor cu 10%. Mă puteți ajuta? Îmi puteți spune care este efortul bugetar? S-a discutat despre acest lucru? Astăzi, în ședința de guvern, nu am avut astfel de discuții, dar minteri și publicarea acestei inițiative a Ministerului de Finanțe a avut loc după ședința de guvern, dar colegii de la Ministerul de Finanțe cu siguranță vor fi pregătiți să vă prezinte toate detaliile tehnice. De-al minter, acesta este și rolul publicării în transparență, tocmai pentru a oferi repere de dialog. Ca atare, vă puteți adresa Ministerului de Finanțe și o să primiți acolo informațiile necesare. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă urez o seară frumoasă tuturor.